Surprinzătoarea demisia doctorului Abiței a venit, după cum a declarat chiar el, în urma unor presiuni exercitate asupra sa de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Alin Iulian Tucmeanu. În locul său, Ministerul Sănătății a numit un tânăr în vârstă de 26 de ani, absolvent al secției de inginerie alimentară din cadrul Facultății de Medicină Veterinară București. Actualul director al DSP, Andrei Ianovici, inspector cu atribuții de control în cadrul DSP, s-a ocupat până acum de monitorizarea serviciilor comunitare în primăria Fălticeni. Acesta a devenit salariatul instituției de sănătate publică în luna septembrie a anului trecut, transferat de la primăria Fălticeni. A venit două ordine semnate de Ministrul Sănătății în cursul zilei de astăzi, au fost emise pe data de 9 și s-a schimbat comanda la Direcția de Sănătate Publică. Domnul director Ludovic Abiței, la solicitarea domniei sale, s-a transferat sau s-a pe un post de șef serviciu și a fost nominalizat de tot de printr-un ordin al Ministrului Sănătății un nou director, Andrei Popescu, cred că îl se numește, nu știu bine, și aștept să fac cunoștință cu dumnealui. Tot să ce? Da, cred că tot. Și cred că din sistem, da, cred că din sistem, da. 26 de ani absolvent de Suceveni sau transferat din țară? Nu, cred că este din sistemul de al DSP-ului. Și deci cu acest prilej eu încă nu m-am văzut cu dumnealui. Procedura de mutare a lui Ludovic Abiței din funcția de director executiv în funcția de inspector șef în cadrul DSP-ului a fost una foarte scurtă, la fel întâmplându-se și cu numirea în funcția de director executiv a lui Andrei Ianovici. Așadar, începând de miercuri 8 iulie 2015, inginerul Andrei Ianovici este noul director executiv al DSP Suceava. Alin Iulian Tucmeanu este medic și a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății în aprilie 2014, prin decizia prim-ministrului Victor Ponta.